Numele meu este Ninel Canea și reprezint aici editura Contramundum pentru lansarea cărții de povestiri rusești de Paști. Înainte de toate, aș vrea să-i mulțumesc părintelui Ilarion pentru generozitatea pe care a acordat-o editurii noastre și încurajărilor și în faptul că și-a răpit din timpul său foarte aglomerat ca să vină aici în seara aceasta cu noi. Aș vrea să le mulțumesc și celor de la Curtea Brâncovenească pentru deschiderea pe care au arătat-o și, în ultimul rând, dumneavoastră, pentru că v-ați făcut timp să fiți aici alături de noi. O să spun câteva cuvinte despre editură foarte pe scurt, nu știu ce măsură ne cunoașteți, și apoi o să mă refer puțin la acest volum de povestiri, după care o să-i citesc cuvântul părintelui ca să ne împărtășească sfinția lui mai multe. Noi suntem o editură conservatoare, tradiționalistă, care ne propunem în linii mari, foarte pe scurt, să fim o punte de legătură, să ocupăm un spațiu intermediar între biserică și cultura laică. Nu știu în ce măsură spațiul acesta este acoperit, dar noi asta ne propunem. Și am scos mai multe cărți care își propun să readucă în discuție anumite teme importante. Sunt unele cărți educaționale pentru copii care încearcă să restabilească niște principii de educație clasică dispărute în ultimii 10 de ani. Iar acum, în ultimele luni, am început să scoatem o colecție de literatură, pentru că ne dăm seama că literatura are un public mult mai larg decât celelalte cărți de eseu, decât literatura de idei, și ea reprezintă cel mai bine acest liant între biserică și cultură. De aceea nu este întâmplător că, după un volum de un roman clasic englezesc, Epitropul, tradus pentru prima oară în limba română, am început cu aceste două cărți, am continuat cu aceste două cărți de povestiri rusești de Crăciun și de Paști, pe care le aveți acum în față. O să încerc să răspund la o întrebare pe care au adresat-o mulți oameni, unii cu un spirit polemic, unii poate cu bună intenție, sigur cu bună intenție, și anume de ce facem un volum de povestiri rusești de Paști. O să vin aici cu altă întrebare, și anume ce face din literatura, din marea literatură rusă, ce o face atât de specială? Pentru că, așa cum probabil mulți dintre dumneavoastră v-ați putut constata, există un aer, există un ceva în literatura rusească care o distinge aproape fundamental de restul literaturilor, mai ales de literatura occidentală. Lucrul acesta a fost constatat de mulți, adică puteți și dumneavoastră găsi critici literari occidentali, deci nu sovietici sau ruși, care remarcă această deosebire fundamentală între literatura rusă și celelalte literaturi. Și o să încerc aici să schițez un răspuns. Există mai multe explicații. Prima dintre ele este amintită de Thomas Mann în romanul său Dr. Faustus, când se întâlnesc niște studenți germani și încep să discute probleme fundamentale. Ce e viața, ce e moartea, ce s-a întâmplat după. Și studenții aceștia, la un moment dat, zic că își pun întrebarea, oare credeți că mai există în lume cineva care discută așa cum discutăm noi nemții? Și la care un altul răspunde rușii și ceilalți la probă. Și lucrul acesta îl cunoașteți foarte bine din romanele lui Dostoievski, unde se pun tot timpul, întrebările sunt perpendiculare, tranșante, ce va fi după moarte, de ce suferă copiii, nu sunt niciodată, sau sunt foarte rar evitate discuțiile acestea fundamentale care preocupă soarta omului. O a doua însușire foarte puternică, pregnantă a literaturii ruse, este o critică implicită a raționalismului apusean. Și ce am în vedere prin raționalismul apusean, ideea aceasta nu mi-a aparține, apropo, deci ideea aceasta că literatura rusă reprezintă în esență o critică implicită
a raționalismului apusean, îi aparține, printre alții, unui critic american pe care îl cheamă Gary Saul Morrison și care, în momentul acesta, reprezintă cam autoritatea principală în materie de literatură, este profesor la Universitatea Americană. Dacă vă gândiți, de pildă, la Omul din subteranul al lui Dostoevski, care tot timpul era măcinat de aceste probleme, că 2 plus 2 fac 4, că omul e un atom într-o mecanică socială, că există ceva, un dat ireductibil al omului, toate problemele, repet, din romanele lui Dostoevski, sau dacă vă gândiți, de pildă, la romanul lui Tolstoi, la Război și Pace, în care apare în mod repetat ideea aceasta că viața scapă formulelor totalitare, exhaustive, celor care vor să încastreze omul într-o formulă unică, irepetabilă și dată odată pentru totdeauna. Acolo apare sub forma generalului Kutuzov, care înainte de bătălia de la Austerlitz le spune celorlalți generali prezenți că avem nevoie în seara asta, lucrul cel mai important este să avem un somn bun, să facem teoretizări, pentru că mâine trebuie să fim odihniți ca să putem lua în calcul orice eveniment imprevizibil. Apare și într-o replică a prințului Andrei și aceasta e o idee fundamentală la Tolstoi, adică nu este o scăpare. O să vă spun în acest sens o anecdotă pe care o repeta Tolstoi o întâmplare, un pictor rus, Alexander Brulov, care l-a corectat la un moment dat pe un student de-al său și a făcut o foarte mică corectură. Și studentul a exclamat când a văzut acest lucru, abia ți-a atins-o cu puțin și deja este altceva, s-a schimbat complet desenul. La care Brulov i-a spus, arta începe acolo unde începe acel puțin. Iar comentariul lui Tolstoi la această anecdotă este că nu doar arta începe acolo unde începe acel puțin, ci viața, în general, începe acolo unde au loc aceste mici schimbări infinitezimale, această mică, toate aceste lucruri care scapă teoretizărilor abstracte. În fine, ultimul lucru pe care l-aș aminti, se poate filozofa mult de aici încolo, dar nu o să vă răpesc spațiu și timpul cu asta, dar ultimul lucru pe care l-aș aminti în favoarea literaturii ruse îl reprezintă antropologia, adică teoria naturii umane. În marea literatură rusă, la Cehov, la Tolstoi, la Dostoevski, nu doar la Leskov, găsiți o antropologie, o teorie a naturii umane tridimensională. De obicei, în literatura occidentală de calitate, dacă vă uitați, există o imagine bidimensională, adică omul e compus doar din trup și suflet. În literatura rusă sau în literatura ortodoxă în general, este o imagine tripartită a omului, adică au trup, suflet și duh, adică organul prin care comunici cu Dumnezeu și prin care ai acces la transcendent. Lucrul acesta scapă. Nu-l veți regăsi în literatura occidentală. Și aceasta o distinge fundamental și conferă o notă foarte realistă. De aceea, atunci când citim și vedem personajele acestea rusești, vedem că au tot felul de potențialități. Se mișcă până într-o direcție, când alta. Bun. Însă, dacă ne privim cu mai mare atenție la ceea ce am spus acum, adică la confruntarea cu problemele fundamentale, la critica foarte susținută a raționalismului apusean și la antropologie, ne dăm seama că toate aceste trăsături nu apar ca un dat genetic. Nu e ceva care ține de firea rusului per se. Și ele vin din iradierea, din influența pe care Biserica Ortodoxă a avut-o în Rusia. Și în biserică te confrunți cu problemele fundamentale, de pildă. În biserică, caracterul teologic al ortodox este apofatic, nu este un caracter catafatic în care sunt explicate dogmele. Și se folosește această tehnică în care nu strivește corola de minuni a lumii și nu reduce individul la ceva mecanic. În fine, antropologia, cum vă spuneam, este preluată aproape integral din teoria umană a bisericii, din teoria naturii umane a bisericii. Deci, rezumând, influența, iradierea bisericii este cea care face ca literatura rusă să aibă acest aspect cu totul și cu totul aparte. Și lucrul acesta se aplică nu doar în literatura rusă,
Dacă vă uitați, avem în această carte, avem și niște ilustrații, niște picturi. Veți constata că picturile nu aparțin unor pictori religioși, nici pe departe. Sunt pictori de subiecte laice, în general, dar care au foarte multe tablouri dedicate marilor sărbători, ceea ce nu veți întâlni, de pildă, în alte culturi ortodoxe. În același timp, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră sunteți melomani și, la fel, vedeți, ascultând muzică clasică, simfonică, rusească, vedeți, din nou, există vecenile lui Rachmaninov, există liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, există liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur pusă pe muzică de Tchaikovsky, putem menționa și pe Stravinsky, deci, vedeți, există o influență foarte, foarte puternică. Iar această influență m-a făcut să descoper cu foarte mare plăcere și mulți autori care nu doar că nu sunt încadrabili în tabăra sau în sub eticheta aceasta tradiționalistă conservatoare, cum l-am putea încadra de pildă pe Dostoievski, pe Leskov sau de ce nu și pe Tolstoi cu tot felul de rezerve. Însă ea apare la scriitori, la scriitori care sunt comuniști, de pildă, sau scriitori progresiști, ultramoderni. De pildă, unul dintre acești scriitori este Saltykov Shchedrin, un satirist cinic ieșit din comun, talentat, dar ale cărui scrieri sunt destul de greu de citit, tocmai datorită acestui cinism pe care îl respiră fiecare pagină. De pe dară, ca să vă dau un singur exemplu, poate unul știți, într-o povestire de Crăciun de-a lui, eu n-am inclus această povestire, îl ia pe un băiețel, dintre acesta de mujic, și-l duce acasă și acel băiețel se îmbată și el asistă pasiv la toată această veție. Însă, atunci când scrie de Paști, spune următorul lucru, Saltykov Shchedrin. Spuneți-mi, de ce noaptea aceasta aerul e întotdeauna atât de cald și de liniștit? De ce scântează pe cer milioane de stele? De ce natura poartă un veșmânt de bucurie? De ce un șuvoi de veselie mi-a năpădit deodată inima care stă să-mi sară din piept? De ce îmi zvâcnește sângele și mă simt parcă luat pe sus și dus de un val nevăzut? Nu este nici pe departe un exemplu singular. Am inclus aici în carte o povestire autobiografică, o amintire a Marinei Zvetaeva, care este alături de Anna Akhmatova, cea mai importantă poetă din secolul 20 a Rusiei și o figură foarte tragică, o figură tragică chiar și după standardele rusești, care știți că sunt cum sunt. Adică și-a dat un copil la orfelinat care a murit, l-a dat la orfelinat ca să-l scape de foame, nu ca să... ca să scape de la început, ca să-l salveze pe acel copil și copilul a murit. Soțul a luptat de partea albilor, a ajuns după aceea agent NKVD și se pare că ar fi contribuit inclusiv la uciderea lui Trotsky. După aceea s-au întors în Rusia, a fost fiica ei, cea care i-a supraviețuit, a fost condamnată la moarte, după aceea a fost condamnată, i s-a comutat pedeapsa în închisoare, soțul a fost condamnat, deci o viață, ea s-a sinucis în cele din urmă. Este ultima, sau mă rog, nu ultima, dar nu te aștepta la o asemenea persoană, la un asemenea poet, să auzi genul acesta de mărturii. Vă recomand această povestire, o găsiți în carte, se numește Paștele din poveste despre Sonecica, Paștele anului 1919. Imediat. Vă citesc, vă rog, cu de răbdare. Așadar, 11 ceasuri seara, în sâmbăta patimilor, aria era fica ei. Rămasă cum era în rochie, doarme. Eu sunt tot în rochie, dar nu dorm, ci zac și mă pârjolesc cu amărăciunea primului Paști din viață fără Hristos a înviat, cu dovada definitivă a singurătății mele de câine. Într-un final ajunge la biserică, dar ce e relevant e că pentru ea nu putea concepe
Paștele fără Hristos a înviat. Deci nu era doar o sărbătoare în care ciocnești ouă și mănânci Pască, ci avea un, era strâns legată de biserică. Nu e nici pe departe singura. O să vă dau un alt exemplu care e mai cunoscut în cultura română, și anume Serghei Esenin. Esenin are un ciclu de poezii religioase, inclusiv una despre Paște, are mai multe despre Crăciun. Și știți că și el a fost de partea comuniștilor, are versuri oribile, care s-au tradus oribile din punct de vedere al conținutului, nu din, din punct de vedere al lirismului, niște versuri oribile, nu o să le amintesc acum, dar e aproape ceva psihiatric în toată această dedublare sau multifacete pe care le-au poeții ruși moderni. Pe de-o parte poate să exprime poziții foarte atee, foarte revoluționare, foarte dure, iar pe de altă parte găsești pagini pur și simplu ortodoxe. De pildă, că tot a fost ieri canonul Sfântului Andrei, Ana Akhmatova, cea mai mare probabil poetă a Rusiei, are o poezie special în despre Sfântul Andrei. În acest volum am încercat să prezint cam tot ce are mai bun literatura rusă în materie de literatură pascală și sunt aici cuprinse nu doar scrierile unor autori extraordinari, cu o reputație indiscutabilă, cum ar fi Cehov, Kuprin, Dostoevski. Sunt multe scrieri în premieră, deci sunt pentru prima oară traduse în limba română, dar sunt și mărturiale unor oameni politici importanți, cum e Constantin Pobătănoșteț, care a fost tutorele ultimilor doi țari și are o mărturie foarte emoționantă. Și sunt și niște amintiri pe care le recomand cu căldură din Gulag, o amintire absolut mișcătoare despre Sfântul Ilarion Troischi, un mare sfânt mărturisitor al vremurilor moderne. Și puteți găsi inclusiv și o povestire, cel puțin o povestire foarte frumoasă despre copii care poate introduce în teme mai serioase. Așadar, cred că mai toată lumea are ceva valoros de găsit în această carte pe care o prezentăm astăzi. O să închei aici, vă mulțumim din nou și o să-i dau cuvântul acum părintelui Ilarion, pe care abia aștept și eu să-l ascult. Mulțumesc.